We are in Huddersfield on Turn Bridge. It's a unique bridge in this area because, why it's unique, Michael? Well, it was replaced. Originally it was a bridge that turned. Now it's a bridge that lifts. Oh, because this bridge lifts? How come? Can you explain to me? That's a counterbalance to balance the weight of the bridge. Uh-huh. That's what those big round things say. Oh, these barrels. So these are counterbalances. Yeah. So is it still in use? Yes. How do you think the boats make it there? All right. Let me show you something, guys. So the boats come from here. From here, from Aspley Marina, and this bridge lifts, and this piece lifts. This piece with the railing. Boats go there. The idea of those weights is so that when you put the handle in to turn the cogs, the bridge is weighted neutral. All right. So it's easy to turn. All right. They were clever, these Victorians. So can I tell people, can I explain to them in Romanian? I don't know, but we need to. So, what we really need to do with I live in Huddersfield for more than 14 years, and for me, this place is very, very special because of this bridge, very old bridge. How old is this bridge, Mike? Well, I'm not sure about this bridge. This is 1920s, I think. Right. But the original bridge is the same age as the canal. How old is this canal? Approximately, this section, approximately 1770. Right. Deci, acest canal a fost construit în 1770 în Huddersfield și este săpat, făcut de oameni, pentru bărcile comerciale la început. Sorry. Și acest bridge se ridică pentru a face loc bărcilor. On top of the hill is Castle Hill. And there is a beautiful view above Huddersfield. I make this video in Romanian too because many people asked me where I live and when I came to England. Una din opțiunile de a trăi în Anglia este să îți vinzi casa la bătrânețe sau când decizi să te retragi și să locuiești în aceste bărci. Nu plătești impozit pe casă și călătorești permanent pe toate canalele Angliei. Anglia are mii de kilometri de canal construite de oameni și este o tradiție să locuiești în aceste bărcuțe și să vezi cele mai importante porturi, cele mai importante orașe ale Angliei din aceste bărci. Aici oamenii au 3-4 camere, bucătărie, baie, un acumulator care se încarcă în diferite părți ale wharf-ului și au toată protecția necesară pentru a trăi în aceste bărci. Asta probabil că este numele soției sau fetei, primei fete născute. Poate vedeți că undeva acolo cineva pregătește masa. Este ora 5 după amiază și probabil că își beau ceaiul sau have the lunch together. Câțiva prieteni de-ai mei au bărcuțe de genul acesta
și este atât de cochet și de plăcut înăuntru, puțin cam mic în comparație cu o casă tradițională, dar este foarte cozy, foarte, foarte plăcut. Au televizor înăuntru oamenii, au satelit. Hai să vedeți acum, să vă arăt cum parchează o bărcuță. Metoda de a parca bărcuța. Probabil că oamenii aceștia au venit să viziteze Huddersfield, parchează aici, mănâncă undeva, sau stau câteva zile să pescuiască și pleacă mai departe. It's a beautiful boat. Hello. I think I'm going to have to take it back. Acesta este podul de la Asplay. Asplay este o întreagă arie plină cu bărci, cu pescari, cu mici restaurante și cafenele. Foarte pitorească zona în Huddersfield și chiar reprezentativă pentru Huddersfield. Yes, tell me please. Are you? Did you notice the smallest of the boats on the right there? Yeah, I think I filmed it. Yeah. Did you? Because yeah. By the shape of the bow, it's a very, very old boat. Right. Michael just told me the smallest boats here are the oldest ones. Vă place numele de la această bărcuță? Grumpy Grumps. Adică morocănoșii, cei morocăniți sau ceva de genul ăsta. Uitați aici o mică decorațiune și perspectiva Asplay Marina. Așa cum vă spuneam, lumea este deja la masă, este seara, este 5:30, o vreme superbă. Pe data de... What day is this today, darling? Friday, Good Friday. Good Friday, so... It's Good Friday before Easter. Frumos, nu? N-aș vrea să pun muzică pe acest video pentru că mi-ar place să auziți zumzetul orașului. Acolo, în depărtare, este universitatea din Huddersfield. Și aici, un alt pod deasupra râului, canalului. Cred că așa aveți o perspectivă mai bună a acestei zone. Oamenii vin de la masă. Ăsta este unul dintre restaurantele noastre favorite din această zonă, pentru că este cochet, liniștit, pentru familii mai mult decât pentru tineri zăpăciți și nebunatici, cu muzică calmă, fără prea multe fițe. Nu știu ce este în această clădire acum, dar cu 14 ani în urmă, înainte de a mă acredita școala, am fost trimisă aici să învăț, să-mi perfecționez limba engleză. N-am stat mult, am stat foarte, foarte puțin, pentru că era un nivel mai pentru începători. Nu că știu multă engleză acum, dar asta a fost. Suntem din nou la bărcuțe. Și uite ce vă spuneam eu mai înainte, cum își încarcă barca, motorul de la barcă. Pun niște fise înăuntru și își încarcă motorul ca să plece mai departe.